În numele domnului prefect al poliției, repet, Alexandrescu Pavel, Ilie Constantin, Kiș Iosif, Angel Matei, Uțu Nicolae, să se prezinte imediat la administrație. Ceilalți veți părăsi uzina în grupuri de maximum 10. Repet, uzina e înconjurată. Orice încercare de împotrivire sau de fugă este inutilă. Tragem fără sobație. Nea Matei, unde-i tata? Azi, deci există, ce vâlvă tău, ce rug superb sunt anii tăi. Da, ai pierit și iar te-ai naște în acest semn, te-ai cunoaște. Trecut prin flăcări cu subțire și mistuit în omenire. Trecut prin flăcări cu s-a aprobat propunerea. Hai să primești un ordin de încorporare. Pleci în armată. Mai mult nu știu. Când ajungi la capătul puterilor, să comunici. Vreau să spun că... Orice copil știe ce e la capătul puterilor. E posibil să nu ne mai vedem deloc. Te gândești că aș putea muri? Mă gândesc într-adevăr la povestea asta cu moartea. Numai că mă aveam în vedere și pe mine. Veste bună, domnule Sabu. Liniștitoare pentru amândoi. Specialiștii noștri, care, după cum știți foarte bine, nu greșesc niciodată, au analizat cu toate mijloacele moderne de care dispun problema presei ilegale difuzată în România și au stabilit că această presă nu poate fi tipărită în țară. Poate la Londra sau la Moscova. Da, este într-adevăr o veste mare. O voi transmite la rândul meu cu mare plăcere. Ultimile știri, căderea guvernului, ultimile știri!